O a doua întrebare la care am fost solicitat să dau un răspuns, nu ca să intru în contradicție cu cineva, dar e important, pentru că acum se vehiculează, mai ales pe YouTube, cu iuțeala fulgerului dintr-o parte a mapamondului până în cealaltă, toate ideile astea se propagă. Este pus o întrebare referitor la ceea ce scrie în 1 Petru, în capitolul 3, despre faptul că Domnul Hristos s-a dus să provdească duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Adică Domnul Hristos, versetul 18 spune că a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare care fusese răzvrătită odinioară, când se făcea corabia, în zilele lui Noe. Și legat de aceasta, mai este un verset. Versetul 6 din următorul capitol, care zice că tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. I s-a trimis și o parte a acestei predici. Și fratele care vorbește schimbă foarte tare aceste versete. Bineînțeles, vine cu niște argumente biblice că oamenilor li s-a dat să trăiască o singură dată, după care vine judecata, și nu se poate, după ce ai murit, să mai ai parte de vreo evanghelizare. Și este corect, în principiu. În afară de situația că vorbim aici despre niște oameni care au trăit înainte de Domnul Hristos, care nu l-au întâlnit niciodată, care n-au avut parte de mărturiile care le avem noi astăzi și le avem de la Domnul Hristos încoace. De exemplu, la un moment dat, însuși Domnul Hristos vorbește despre oamenii din Ninive, care se vor scula în ziua aceea judecății și vor osândi pe cei din timpul Domnului Hristos, că n-au crezut în El. Dar bărbații din Sodoma, spune Biblia, că se vor scula în ziua aceea. Și vor zice, dacă ar fi fost făcute noi minunile care s-au făcut în aceste cetăți de către Domnul Hristos, de către Fiul lui Dumnezeu, noi de mult ne-am fi pocăit în sac și cenușe. Aici nu există niciun echivoc. Cred că versetul 6 din 1 Petru este clar că este în legătură cu versetul 18, 19, 20. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oamenii în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Unii își imaginează că oamenii aceștia care au trecut prin viață și sunt locuința morților, ei nu mai au nicio șansă, pentru că numai în viața aceasta poți să faci o alegere a căii pe care o urmezi. Și este adevărat în principiu. Dar în mod excepțional, așa cum tâlharul de pe cruce, un muribund, care nu mai putea să facă nimic pentru Dumnezeu decât să creadă, tot așa acele ființe de acolo închise, răzvrătite în zilele lui Noe, au avut șansa, și nu numai el, eu cred că și mulți din Sfinții Vechiului Testament. Pentru că vreau să vă spun ceva ce e scris în Scriptură. Nu s-a dat oamenilor niciun alt nume prin care pot să fie mântuiți decât numele scump, sfânt, mare a Domnului Iisus Hristos.
Spune, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să-și plece genunchii orice făptură a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Ăsta este singurul Mântuitor. Nu s-a dat un alt nume prin care pot să fie mântuiți oameni. Orice din locuința morților, inclusiv Sfinții Vechiului Testament. Avram e un caz fericit care a văzut ziua Domnului Hristos și s-a bucurat. Face mărturia aceasta Domnul Hristos. Dar David era un proroc. A vorbit despre Domnul Hristos. Dar nu toți cei din Vechiul Testament. Unii din ei care n-au fost neapărat niște răzvrătiți. De-aia mărturia aceasta care la un moment dat Pavel zice altfel, de ce se botează unii pentru cei morți? Ce înțeles are cuvântul acesta pe care îl spune Pavel? Că sunt oameni care se botează pentru cei morți. De ce se botează ei pentru cei morți? Și în înțelegerea pe care eu o am, Pavel nu comentează dacă fac bine sau dacă fac rău, doar că în înțelegerea pe care eu o am, mă gândesc că cei care au primit pe Domnul Hristos, pentru că deja era un nou legământ, și au avut părinți care au trecut din viață de puțină vreme, dar n-au apucat să-L cunoască pe Domnul Hristos. Din dorința de a-i vedea și pe aceștia mântuiți, chiar dacă au fost credincioși în felul evreilor, cum a fost Zaharia și soția lui Elisabeta, fără pată. Așa spune Biblia. Că trăiau ca niște oameni sfinți. Și totuși, n-ar fi avut parte de mântuire, credeau unii, pentru că n-au cunoscut pe Domnul Hristos și nu s-au botezat. Și se botezau cei care erau încă în viață pentru ei. Eu zic, nu judecăm acum dacă au avut dreptate cei care s-au botezat pentru cei morți sau nu, sau dacă le-au făcut vreun bine morților. Dar exista credința aceasta, în vremea aceea, că poți să faci ceva pentru cei morți. Și probabil că de aici a luat Biserica Ortodoxă și Catolică pomenile și, mă rog, daniile care le face numele celor morți, ca să-i ajute cumva după ce au plecat din viață. Eu nu cred că ajută cu nimic acum ce se mai face acum. Vreau să spun doar că cei din prima generație de creștini, care și-au văzut părinții plecați la cele veșnice și au știut că au plecat fără să-L fi cunoscut Domnul Hristos, au avut pentru ei un gând bun, aș zice, dorind și salvarea lor. Dar nu mai era cu putință, pentru că a trecut vremea lor. Deci, în schimb, poate să fie real ceea ce spune aici Biblia în Petru, că Domnul Hristos a fost omorât în trup, a fost înviat în duh, s-a dus în locuința morților și îmi imaginez că acolo s-a prezentat cine îi. Și cei care au crezut în El au ieșit din locuința morților. Au fost strămutați. Este în Matei un cuvânt și cred că numai în felul ăsta se poate înțelege. Vă citesc. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două. Deci după ce și-a dat Domnul Hristos Duhul.
când a fost omorât în trup. Biblia spune că a fost înviat în Duh, zice în 2 Petru. Sau 1 Petru. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. După învierea lui, au schimbat locul. Mă gândesc că au fost din cei care atunci când Domnul Hristos a ajuns în locuința morților și le-a vorbit despre mântuirea pe care a adus-o lumii, oamenii aceștia au crezut instantaneu în El. Și faptul acesta a contribuit la mutarea lor dintr-un loc în altul. Sigur, e o întreagă teorie aici de făcut. Nu am timp și nici nu vreau să extind aceasta. Cred doar că din câte am auzit la fratele respectiv, foarte multe lucruri le-a forțat puțin ca să nu se potrivească cu ce zice Petru aici. Adică că niciodată Domnul Hristos n-a mers în locuința morților să vestească Evanghelia celor morți, care măcar că nu mai sunt în trup, să poată să facă ceva. Atât cu această întrebare.